nebunii se revoltă, este după Dragi, îi atacă pe medici, închid pe medici după Dragi și întreagă ei halatele albe. Și medicii urlă dezlătrâșniți, încearcă să iasă, dar nu reușesc. Și ultima lor speranță rămâne inspecție, probabil de la Uniunea Europeană. Și vine inspecția, iar nebunii, domnul Florin, cu toți ieși mai bine decât mine, știu să simuleze normalitatea, iar medicii închiși după Dragi din cauza dezlătrâșnii parte bun. Deci aia de Dragi vociferează, iar nebunii îmbrăcați în halatele albe stau și scuzător. Inspecția trece și rămâne la ideea că totul e în ordine, că după Dragi se află adevărat de bun. Situația asemănătoare se vedem de multe ori și în România și trebuie să zic da, cum zice părintele nostru, până vine femeiul. E greu. S-a ajuns la o confuzie de valori și face ordine în această jungă. Apoi este o carte de literatură, pentru că este scrisă cu talent literar, în special în portretistică, excelează Florin Tudose. Vreau să vă citesc un foarte scurt pasaj despre Ion Iliescu. Cu ocazia asta am aflat și eu că dorința de putere este expresia unui complex de inferioritate. Nu credeam că vrea să devină conducător într-o țară cineva care se simte puternic, care nu are complexe și care se simte răspunzător de țara lui. Însă aici am aflat că dorința de putere vine dintr-un complex de inferioritate limitor și am discutat cu Domnița Ștefănescu aspectul ăsta și am înțeles următorul lucru. Deci nu e vorba de vocația de conducător, ci e vorba de sedea de putere care este nefirească. Sedea de putere este o compensație oferită celor care au complexe de inferioritate. Vă citesc o singură frază, adică nu, vă citesc două. Vârsta și un fel de automulțumire supraevaluată dau senzația că nu mai poate spune nimic nou. Punctele lui tar au fost experiența, ocolirea răspunsurilor clare, inteligența vicleană și paternalismul, iar marele slăbiciuni, incapacitatea de a face separații utile, narcisismul tardiv și agresiv, moștenirea lui politică, trei bravi bărbați, arogantă, prostănată și cârlanul. Aici folosește cu mare artă exact corectele date chiar din Iliescu. Este extraordinar frase decupate. Deci trei bravi bărbați, arogată, prostănată și cârlanul, cu talent neîntrecut de poneglitor, mi-a lăsat să-i desăvârșească opera antiromânească și antimodernitate. Mi se mai poate reproșa cu dintroasa antepăcate că nu știe să iasă mai scos din scenă. E ca și cum un mare artist, la bis, ar reinterpreta tot conceptul. Deci nu-i uitoare. O ironie tăioasă ca o lasă. Problema este și în cheie citată, problema este că Iliescu reia conceptul din anii 50 și mereu de la frumosul refren. Dacă ați ști și voi ce oraș frumos și ce ser sunt la Moscova. Sunt numeroase. Numeroase portete pline de fame. Cartea se citește la început pe sărite, un fel de nerăbdare de a ajunge la multe personaje, apoi se citește de la început, ca să îți dai seama că nu pierzi nimic din istorie. Și a treia dimensiune, foarte importantă, este o carte de atitudine, într-un poet care foarte mulți oameni fie n-au avut niciodată atitudine, fie au o poziție atitudine. Eu recunosc și fac mea culpa. Am publicat de curând o carte de articole politice intitulată Texte care n-au folosit la nimic. Florin Tudose crede și pe bună dreptate că trebuie încercat la nesfârșit să faci ceva, ca să schimbi ceva. Sarcasmul lui este o armă violentă și redutabilă. Mă rog lui Dumnezeu să nu mă cer niciodată drept ca să nu mă facă personaj într-o carte. Mă port cu mare grijă ca
să nu devin și eu personaj, și închei exprimându-mi speranța că vor veni vremuri mai bune, chiar cu riscul ca Florin să nu mai aibă subiecte, sau, în caz că vin vremuri mai rele, noi cei patru aflați aici să ne venim în aceeași celulă. Operativă la propriu, prin care profesorul operează,
care ori lichidează, ori salvează. Rămâne de văzut de ce citim cartea, ce mai rămâne între lichidare și salvare. Ceea ce face, cum să spun, spectacolul complet, este și intervenția co-autorială, co-genială a graficianului Denis Grebu, unul dintre cei mai interesanti și mai expresivi artiști. În desen, grafică, nu e vorba de caricatură, bineînțeles. Mi-am luat aminte în două împrejurări în ultimul deceniu, când oameni ca Henry Kissinger sau Walter Isaacson, celebrul biograf și președinte al Consiliului de Administrație de la CNN, Time, întâlnindu-l pe Denis Grebu, l-au salutat cu respect, aducându-și aminte de foarte incisivele sale prezențe pe paginile mai multe publicații americane, înainte de 1989 și între timp. Alăturarea acestor doi cruciați, acestor doi rebeli cu toate cauzele, e un spectacol excepțional. Ceea ce rămâne este un fel de suferință, dar în același timp și încântare. Este senzația duală a spectatorului la sfârșitul celebrelor tragedii, dar și a spectatorului Caragiale, care ieșea din sală sau din amfiteatru, tulburat, înspăimântat, dar oarecum și mântuit. E un catarsis la capătul acestei cărți, adică o formă de mântuire. Pentru că ai senzația că, în sfârșit, fie ca și un psihiatru și un grafician genial, îți spun ce se întâmplă. Adică, nu știu care e tehnică americană sau este europeană sau românească asta, să spui prietenilor, familiei, vecinilor, care este boala adevărată a pacientului. Cruzimea asta, în lumea aproximărilor, a echivocului, a ambiguităților, face bine. Multă lume se va supăra, dar biotopul ca atare, cred că va fi mulțumit. Pentru că este o formă de ritm, este o formă de metabolism reușit și, bineînțeles, este o formă de observație clinică, psihiatrică, agravată de un talent dublat de ilustrație, în aceeași măsură genial și iertător. Toate acestea nu sunt circumstanțe atenuante, ci circumstanțe agravante. Singurul sau primul care se portretizează este autorul însuși. În fine, bine că asistăm la o astfel de străpungere a frontului în plină nesiguranță a opririi a impasului în ostilități. Dacă limbajul de presă scrisă sau radiovizuală, dacă limbajul politic, dacă dezbaterea intelectuală în jurul alegerilor suferă de blocaje, în absența marilor protagoniști ai pornirilor și pornici de la calitatea îndoielnică a turnirului însuși, care are reguli strânde și mărțoage în loc de amasare, fără politică și politici, ci doar politicieni, fără o miză în schimbarea realității, ci doar în câștigarea puterii, cel puțin ne va rămâne această fișă clinică. Mă uit la dumneavoastră cu un sentiment de complicitate neîmplinită. Încă nu facem parte din pacienții profesorului Tudose. Așteptăm și acest moment. Mulțumesc! Am spus-o Sfântul Dumnezeu ceva mai devreme, o să încerc să completez eu, pentru că imaginile sunt uneori mai mult chiar că mie le iubite. Vă invit la microfon, maestre de Denis Grebu, pictor și editorialist.
a transpus grafic toate analizele profesorului Florin Tudose. Bună ziua, mulțumim că ați venit atât de numeroși, mulțumesc, doamnă. Ce pot să spun? Vorbe ca să nu stric linia desenului, dacă nu e stricată de la mai mare. A, da, 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 da. Vreau să spun că sunt foarte bucuros că reușit să punem pe picioare această colaborare la început cu ocazia unui vernisaj al meu la o galerie în București, unde Florin Tudose a venit. Ne-am gândit poate eventual să reia o ediție nouă a acestei cărți. Eu aveam o bună parte dintre desene deja făcute în perioada activității mele ca editorialist, ilustrator zilnic la Ziarul Cotidianul, care a murit din motivele leste de înțeles, după 5 ani de activitate, și am creat și foarte multe actuale, bineînțeles, pentru că au mai desărit personaje care merită să fie țintit, măcar pe hârtie, cum se poate. Cred că desenele vorbesc de la sine. Portretele mele le-am făcut ca de obicei, nu ilustrând un text care era deja scris în mare parte, unele le-a scris de-a prelucrat, de-a actualizat, sau unele chiar le-a scris acum, pentru că au intervenit, au apărut alte personaje. Dar eu le-am făcut la temă. Tema era un nume, un personaj. Deci, e o opinie a fiecăruia care, cred eu, completează pe cea a celuilalt. Cred că este un element favorabil, tocmai unei viziuni mult mai ample și pătruzătoare, profunde, asupra acestor personaje care ne conduc, din păcate. Vă las, sper să vă uitați, să răscoiți cartea, să vedeți dacă ce am spus este corect și să continuați să veniți la... pot să vă spun de altfel că pe 30 septembrie, septembrie, octombrie, voi avea un vernisaj la galerie, o mulțumesc pe Facebook, dar de ce vă spun? Pentru că voi expune vreo 80 originale dintre portretele care figurează în această carte la Galeria Colonia Art, Calea Călăraș 34, a familiei Șușani. Deci dacă vreți să le vedeți pe toate în original, cred că merită, vă deosebit de destul de bani, față de cele tipărite pe carte. Vă invit pe 30 octombrie la Galeria Colonia la ora 19. Mulțumesc! Mulțumesc. Dragi colegi, trebuie să fie complet, avem nevoie să intrăm în dialog direct cu cel care a scris-o. Domnule profesor, spuneți-mi, rog frumos, cui se adresează? Care și-a respectat cultura. De atât,
primul difuzor al cărții, pentru că nu am făcut ediția din 96, să o documentăm. Nimeni nu a vrut să primească cartea librării. Centrul de librării avea o conducere politică. Și-a spus o astfel de carte, nu are ce să caute în librării. Domnul profesor Mircea Constantinescu, care a avut prima librărie privată în București. Deci, sigur, ce să vă mai spun? Primul ilustrator al cărții mi-a trimis ilustrația cărții și ea a fost furată de serii în timpul transportului de la Lupen, unde stătea atunci Lombard, de până la București. S-au prezentat lui Tom și i-au luat de pe trei ilustrația. Noroc a avut în urmă de serii. Și o carte cu aventuri. Și a doua ediție, de asemenea, toată lumea îmi spunea, nu vezi unde s-a ajuns? Ce folos că ai pus un card din 96, o carte care nici nu n-a putut să se difuzeze? Scrie o carte acum, situația a devenit îngrozitoare. Vă amintesc că se instaurate partidul stat în anul 2004. Mi-am luat inima în dinți și cu ajutorul unui brav colectiv de psihologi, care a spus, noi nu ne pasă, nu-i publică de care am scris Psihopolitica 2004. Fac o magie, unui cititor anonim, nu știu cum îl cheamă pe acel domn, care într-o zi, la timpul de carte din această primăvară, când prezentam o lucrare de specialitate, a venit și m-a întrebat pe dumneavoastră cum se întreabă cărți, dar Psihopolitica unde e? Care Psihopolitica? E o carte de acum, în 2004, au trecut atâția ani. Deci, de ce nu putem găsi nicăieri cartea aceea? Era o carte foarte interesantă. Mi-am amintit atunci. Vedeți, e greu. Un alt, cum să spun, motor al Psihopoliticii, care îmi spusese cu ocazia faptului că mi-a intrat un mod minunat în articolul din revista Psihologia azi, dacă mai scot vreodată o ediție din cartea acolo, lasă-mă pe mine să ilustrez, pentru că eu simt că pot să o fac extraordinar. I-am dat telefon la Paris. S-a îndemnat un urmăritor, după două zile a dat 117 desene pentru toată cartea. Desene extraordinare. Întâlnit numai desene, microexistă, împlinit. Am spus și îmi place să o repet, că domnul Denis Denis este un adevărat caracter al Denisului. Vede și simte enorm și îmi face și pe noi să vedem ceea ce poate niciodată n-am văzut. Revenind la istoria, pentru că cine nu știe istorie, riscă să repete toate greșelile. M-am făcut de puțin cu politică. Au fost un număr mare de jurnaliști care au sprijinit acest tip de carte. Dacă vă spun că toate textele din Psihopolitica au fost anticipate, nimeni nu poate să creadă. Au fost publicate zeci de reviste, ziare și așa mai departe. Aici doamne nu sunt utilizate. Sigur că au fost 2 piloni importanți, nu mă gândesc din urmă în jurul acestui care tot timpul mi-a spus tu nu vezi ce se întâmplă, ia mai spune-ne ce este cu barul aici, dar spune-ne ce se întâmplă cu primarul ăsta, spune-ne ce se întâmplă cu societatea românească. Cealaltă se dat cu publică care mi-a oferit la un moment dat o foarte interesantă rubrică într-un ziar pe care mi-a editat în mea prezent. Și unde fiecare săptămână făceam la fiecare apariție, un mic procur atât asta m-a schimbat și-am văzut în timp, nu se schimbă nimic. Că lucrurile bat acelor. Aceasta, să spun, este istoria psihopoliticii. Sigur, ce fel de carte este psihopolitica? Nu știu ce pot să spun, este că este o carte care acelui în care nu stilul neapărat, ci ideea
Micalagiale, în această societate, este în mare conferință, a fost preluată și, bineînțeles, și în ei. Nu este în neamnă propunțele de unificare. Pentru că râsul nu este întotdeauna un revenit medical. Mulți o să sufere, dar acuză și urețeanul atunci și Alexei Ferescu, mulți o să sufere pentru să citească. Dar eu n-am văzut chirurgii prinzi. Nu cred că chirurgii sunt niște persoane feroce sau ei vor să facă să sufere pacientul atunci când îl vindecă. Alte situații nu cred că există. Cine vrea să se citească, cine vrea să citească cu ajutorul psihopolitic, nu are decât să respectă un criteriu foarte important care există întotdeauna în psihiatrie. Autenticul nu este niciodată mai bun. Cine se joacă pe el, acela câștigă totdeauna. Între doi candidați, între 12 candidați, 120 de candidați, cel care se va reprezenta pe el, așa cum este într-adevăr, va câștiga. Va câștiga înțelegerea. Același lucru am făcut și în carte, nu ne-am ferit de nimic. Nu am reținut niciodată fraza sau nu am spus pe cutare, haideți să ne îndreptăm. Nu este vorba că nu am scris despre tot ce se scrie din România, pentru că ați făcut o enciclopedie cu mii de pagini și trebuie să fie desemnat zi și noapte într-o mare fericire, pentru că nu i-a plăcut foarte mult. Și asta ține atât de verde, la cei 81 de ani pe care îi numără. Și mi-a arătat acest om, acest artist complet, că întotdeauna nici gloria, nici puterea, nici talentul, nu ține seama de numărul oamenilor. Știam asta de la Rosina. Ce să vă mai spun? Că mă bucur încă o dată și încă o dată să vă văd pe toți, pe cei pe care vă conținem prietenii, mustru și fermentul acestei întreprindă care este psihopolitica. Așa cum eu i-am judecat cât am putut de drept pe alții, aștept judecata și aștept părerile dumneavoastră. Vă rog să mă iertați că nu m-am ridicat în picioare, dar asta se datorește unor motive tehnice. Oricât de îndrăgostit aș fi eu de microfon, nu mi-am permis să apar ca trocații cu două microfoane în mine. Mulțumesc! Mulțumesc și noi să vă o sesiune de autografie până atunci, în moment de improvizație, vă ține la backstage voice. Mulțumim că trebuie și pentru ei, așa cum vă zic. Bună ziua! Eu urmează la citirea și pe voia cu părinii mei mă fie de pânza. Am făcut facem un scurt moment de improvizație. Puteți să înțelegați cum ești, nu e moment de improvizație ca la toți urmările politice pe care ați spuneați mai devreme. Eu este o trupă de actori apolitici și iduși. Ne numim pe stage points, le puteți găsi și pe Facebook. Vreau să vă întreb dacă a fost cineva dintre voi vreodată la un spectacol de improvizație, să ne duce un răzâns? Bun. Pentru ceilalți care nu știu ce este acest lucru, trebuie să vă spun că este o formă de spectacol în care noi vreau să ne spuneți ce să facem noi. Și pentru început, aș vrea să ne încălzim puțin și să facem următorul lucru. Să văd că în momentul în care eu îmi trec mâna prin păr, să începeți să aplaudați foarte tare, ca și cum eu aș fi cel mai tare asta care vă place în mod, ok? Bun. Doar că vă țin până în păr, am să vă rog să aplaudați, că vedeți că o scurt să mă opriți, bun? Și pentru început, vom face un pic joculeț, vă
face acest discurs al invitatului din țara străină. Am să vă rog să spuneți câteva țări aleatorii care să alegi o țară la care e limba vom vorbi. Trebuie să spuneți și țări? Sofia. Franța, India, da? Puteți să spuneți și oameni din Europa, dacă vreți? Și din Asia și așa departe, Olanda, Germania, Franța, Irlanda, Italia. Hai să alegem Germania, tot sunt recuperi, alegem Germania. Și o temă de discurs, o temă de discurs, trebuie să alegem o temă specifică a acestui țări. Ceva care are legătură cu berea sau cu politica din această țară sau o temă mai puțin obișnuită de discurs pe care să o prezint. Despre cartaboșul nu le înțeles? Altceva? Altceva? Oktoberfest. Bun? Mai avem ceva? Nu? Bun? Cartaboșul la Oktoberfest? În asemenea este cel care va aduce discursul, eu sunt cel care va vorbi în limba germană. Bun, și? Bun. Mică și care prezare de zi, sunt astfel. Bună ziua, dragi consumatori de pere și de tata buși. Ediția Oktoberfest și uite așa o să șterg pe alta roșii pe jos. Care nu crede când zici tu ală cu așteptată? Ce sunt când zici? Pentru că asta este cea mai bună rețetă, după ce șterge în plinie pe jos, îi spune pe paf. Nici vă șterge când zici ală cu așteptată, să tu nu te crezi tu când zici ală de care nu zici. Se întinde mață de bor, după ce este scutura plină, mulțumim! Bun, iar în ceea ce urmează să cobor puțin pe scenă și aleatorul voi avea nevoie de voluntari din public. Voi doi, până când vă numiți, până când te numești. Va fi un exercițiu foarte simplu care nu aveți de făcut absolut nimic. Așa că de asta vă încurajez să poftiți. Pentru tine, hai să facem un program și cu tine, tot tu, să zicem că colegul meu, Donald, deschide o ușă care scârții. Exact, despre asta e vorba. Și pentru această probă am nevoie de la dumneavoastră, tot așa de o sugestie, o misiune imposibilă pe care să o rezolvăm noi. O misiune imposibilă, să salvăm pe cineva, să... Nimeni nicio sugestie? Nu mai nimeni de salvat. O sugestie odată, de două ori, am să trebuie să spun un nume de personaj care țineți în minte, orice fel de om. Trebuie fiecare să convingă un altul. Schwarzenegger care are o problemă. Hai să ne gândim la o problemă a lui Schwarzenegger. Să vedem ce problemă are și de ce are bine să-l salvăm. Și partea ne gândește că zice pe Melina, e foarte greu. Bun, haideți să începem. Ah, ce zi frumoasă! Ia să deschidem calculatorul. Tic, 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 tic. Merge bine, nu? Da, 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 nu? Da, 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 după cum vezi. Da. O, Doamne, avem un mail nou. Opa! Și un virus! Și un virus nou! Bine ar să fie! Hai să fac repede de virusarea. Așa. O, Doamne, eroare pe toată linia. Hai să încercăm să deschidem mail. Uite, să... Da. Plecăm? Da. Hai, trebuie să mergem? Hai,
Hai să găsim un loc. Care are ceva din logica lui speech-ului. Greu, greu, greu. A pasiunilor sau a intereselor. Dar gata, nu mai. Da. Hai să vedem ce surpriză. Sigur că da. O să las pe colegul meu Dona să vă pună câteva întrebări. Aș vrea pentru început să vă întreb dacă aveți mâncare preferată. Salată de piele. Și dacă aveți un loc pe care v-ar plăcea să vizitați de pe un moment, pe care v-ar plăcea foarte mult să vizitați. America de Sud. America de Sud? Și ce din America de Sud mai exact? Ce obiectiv turistic? Aș vrea să stau o vreme la Buenos Aires. La Buenos Aires. Și aveți vreo mâncare preferată din acea zonă a lumii sau din altă zonă a lumii? O să-mi iau salata pe pietre de la București. Bun, și acum pe baza acestor informații pe care ne le-ați dat, noi o să facem în acest moment aici o să facem un cântec despre informațiile pe care le-ați dat, despre dumneavoastră, o mică probă de sunet, o să vă rog să dai drumul la instrumental. Ok. Și acum merg la fel cu mai tare și la tată. Și pentru că Liviu, da, da?
filmează. Și pentru că cei care au venit la această... Și cum cei care au venit la această lansare de carte au și votat, iată că avem și rezultatele votului. Iohannis 28 de voturi, Monica Macovei 25 de voturi, Elena Udrea 8 voturi, Felin Popescu Tăricianu 3 voturi, Teodor Meleșcanu 2 voturi, Victor Ponta, la fel, 2 voturi. A, nu, am greșit, n-ai văzut. Ce te gândi? Cum cei prezenți la această lansare de carte au și votat, avem și rezultatele votului. A ieșit președinte al cărții Psihopolitica, Iohannis, Klaus Iohannis, 28 de voturi, Monica Macovei, 25 de voturi, Elena Udrea, 8 voturi, Dărin Popescu Tăricianu, 3 voturi, Teodor Meleșcanu și Victor Ponta, 2 voturi fiecare, Dan Diaconescu, 1 vot și 6 voturi au fost anulate. Noi am fost colegi de școală. O admirator. Oh. Domnule profesor, să dea Dumnezeu să aveți mereu de unde. Domnule profesor, da. Mii de scuze. Vă rog. La ce vă așteptați de la această lansare de carte? Mă aștept numai la... La următoarea. Să crească numărul persoanelor care își dau seama că mai au mult de lucrat propria persoană. Să crească numărul persoanelor care renunță la echilibristici politicianiste și dându-se seama de adevăratele limite. Și mă aștept ca noi toți să alegem mai bine. De fapt, pentru asta este scrisă această carte. Ca noi toți să alegem mai bine. De altfel, ați văzut, cartea se desfășoară între două citate din Orwell. Primul, un popor care alege toți infractori și persoane penale nu este victimă, este complice. Iar ultimul citat cu care cartea se încheie, dacă